În fiecare an, pe 22 martie, țările își reunesc eforturile pentru a aminti oamenilor din lumea întreagă importanța și ponderea pe care o are apa în viața fiecăruia. În 1992, conferința Națiunilor Unite pentru Mediu și Dezvoltare, care a avut loc la Rio de Janeiro, în Brazilia, a recomandat desemnarea unei zile internaționale pentru a celebra apa. Adunarea Generală a Națiunilor Unite a desemnat ziua de 22 martie 1993 ca fiind prima zi mondială a apei, iar de atunci aceasta a fost sărbătorită anual. Apă pentru toți este motoul zilei mondiale apei 2019, conform ONU și UNESCO. Societatea Vital din Baia Mare sărbătorește această zi prin organizarea de porți deschise pentru toți maramureșenii la stația de epurare a apelor uzate din strada Iazului numărul 2 din Baia Mare. Evenimentul are loc joi, 21 martie, între orele 10 și 13 și are ca scop informarea maramureșenilor asupra procesului de tratare al apelor uzate, prelucrarea nămolului, deshidratarea acestuia, dar și înlăturarea mirosului neplăcut. Cu această ocazie maramureșenii află care sunt etapele procesului de tratare și epurare a apelor uzate, tehnologiile care au drept finalitate obținerea unei calități deosebite a apelor uzate tratate și deversate în râul Săsar. Evenimentul se dorește a fi nu doar o lecție pentru un mediu mai curat, ci și un îndemn la o mai bună utilizare și gospodărire a apei.